După vizita la Moscova, de 24-26 iunie 1963, când în fruntea unei delegații de partiști de stat examinase o serie de probleme ale KR și tratatului de la Varșovia, Gheorghe Udej a fost depistat cu o hematurie masivă predominantă terminală. Până la acea dată, liderul de la București se bucurase de o sănătate de fier, de unde s-a dedus că pe timpul șederii în capitala sovietică fusese iradiat. Ceea ce începuseră specialiștii de la Kremlin trebuia finalizat de agenții de la București, adică Dej urma să primească lovitura de grație de la halatele albe, ilustrate de figura doctorului Molin, venit în România pe tancurile sovietice și ajuns între timp șeful secției urologie de la Spitalul Elias, lăcaș al medicinii românești care veghea la sănătatea nomenclaturii comuniste. În noiembrie 1963, deja a fost supus unei intervenții chirurgicale, biopsie, interoperatorie cu examen histopatologic, de o echipă de medici formată din doctorul Molin, mâna întâi, profesor Dorghe Gheorghe Olonescu, șeful clinicii urologie 2 a Spitalului Fundeni, mâna a doua, și asistent profesor dr. Ion Fărcășan. În blocul operator, la microscop se aflau profesor dr. Emil Crăciun, de la Spitalul Victor Babeș, și dr. Vrejoiu, de la Spitalul Colțea. Într-un moment important al operației, a intervenit un incident bizar relatat ulterior de martori. Dr. Molin i-a cerut fără niciun motiv profesorul dr. Ion Fărcășanu, asistent, să părăsească sala de operații. Probabil că acesta să nu observe locul de recoltare a celulelor canceroase din corpul bolnavului. După 15-20 de minute, cei de la microscop au dat rezultatul negativ pentru materialul recoltat de dr. Molin. Pacientul a fost declarat complet vindecat, iar dr. Molin și profesor dr. Olonescu au primit fiecare câte un automobil marca Renault. După 10 zile de la intervenția chirurgicală, nu s-a mai efectuat cel de-al doilea examen anatomopatologic, așa cum era obligatoriu, pentru a verifica dacă între timp apăruseră celule canceroase, pe motiv că doctorul Molin sechestrase întregul material recoltat. În consecință, între decembrie 1963 și ianuarie 1964, Gheorghe Udej a fost lăsat să facă schi în voie, adică să se expună la radiația ultravioletă care accelerează cancerizarea. Mai mult, în lunile de vară, deja primea recomandarea, tot din partea doctorului Molin, să facă plajă la mare. Deci, să-și expună corpul sănătos, în realitate bolnav, la noi radiații solare. Două consultări academice din partea unor somități ale științei medicale românești, în septembrie 1964, au constatat existența cancerului. Cu toate acestea, deja a fost supus în continuare la un tratament terapeutic total contraindicat, iradiere intensive, la sugestia aceluiași dr. Molin, ceea ce a intoxicat tot organismul. Sfârșitul lui Dej nu mai era decât o chestiune de timp, privegheată de Nicolae Ceaușescu, un alt demnitar comunist școlit în URSS. Printr-o atitudine ce sugerează complicitatea, dar și cu frica noase față de stăpânii de la Kremlin, membrii CC al PMR, inclusiv baronul Dej, Maurer, Kișinevski, Bodnăraș, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol și Nicolae Ceaușescu, au păstrat tăcerea față de toate cele întâmplate în perioada iunie 1963-decembrie 1964. Elocvent în acest sens este faptul că toți aceștia au fost de acord cu plasarea primelor simptome ale bolii de care suferea Dej abia în ianuarie 1965, ceea ce era un fals grosolan, dar absolut necesar pentru a-și arăta loialitatea față de adevărații stăpâni. Buletinul medical, deci actul oficial prin care se constata moartea clinică a lui Dej, citit de Ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale Voinea Marinescu în ședința comună a CC al PMR, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Ministri, de 19 martie 1965, orele 19, avea următorul conținut. Primele semne clinice ale bolii au apărut în a doua jumătate a lunii ianuarie 1965, cu manifestări de bronșită, cu expectorații rare, seromuco sanguinalente. Examenele radioscopice și examenele radiologice la acea dată au constatat un proces pulmonar infiltrativ la nivelul hilului pulmonar drept, iar examenele microscopice repetate ale sputei relevă prezența de celule neoplazice. Începând din 23 februarie 1965,
se observă clinic o creștere rapidă a ficatului însoțită de subicter. Examinările clinice și de laborator evidențiază prezența de formațiuni tumorale hepatice. Se stabilește diagnosticul de neoplazie pulmonară și hepatică. Consultul cu specialiști din străinătate confirmă diagnosticul stabilit. Cu tot tratamentul recomandat și aplicat de consultul medical, boala a continuat să evolueze datorită caracterului agresiv și de diseminare al neoplaziei, determinând o evoluție gravă și rapidă cu instalarea unui icter intens și insuficiență hepatorenală. În cursul zilei de 19 martie 1965, bolnavul intră în comă și sucombă la orele 17:43. Parcurcând cu atenție acest text, ne putem da seama de evidența complicității. Mai mult, dacă reținem din textul stenogramei acelei ședințe că singura preocupare a lui Emil Bodnăraș a fost de a se informa Comitetul Central și Consiliul de Stat că ei, adică oamenii cei mai apropiați al lui Dej, făcuseră efortul de a aduce cei mai buni, renumiți și reputați specialiști din străinătate în domeniul medical pentru a-l consulta pe Dej, situația devine străvezie. Insistența lui Bodnăraș poate fi receptată ca o strădanie de a acoperi acțiunea celor care inițiaseră îndepărtarea lui Dej ca o necesitate istorică. Dej trebuia să-și primească răsplata din partea stăpânilor săi de la Kremlin pentru cutezanța, poate chiar erezia politicii de desatelizare, promovată în ultimii ani, și anume respingerea planului Valev, stoparea rusificării culturii naționale, retragerea trupelor sovietice și a consilierului din România, epurarea aparatului de securitate, interesantă este și destăinuirea fostului general de securitate Ion Mihai Pacepa în legătură cu cei responsabili de decesul lui Gheorghiu Dej, dar și asupra faptului că Nicolae Ceaușescu a știut foarte bine ce se întâmplase. Iată ce ne spune memorialistul. Sâmbătă, 21 februarie 1965, l-am vizitat pentru ultima oară pe Dej la reședința sa din Predeal. De-abia revenise din Moscova și, ca de obicei, era împreună cu prietenul său nedespărțit, Chivu Stoica. Dej s-a plâns de amețel și grețuri. M-a otrăvit KGB-ul, a spus numai pe jumătate în glumă. Ei l-au terminat pe Togliatti, asta e sigur, a sărit Chivu cu vocea lui scârțită. Pe vremea aceea circula în mod insistent zvonul că liderul Partidului Comunist Italian, Palmiro Togliatti, care murise de curând, ar fi fost iradiat în timpul vacanței pe care a petrecut-o la Ialta în august 1964. Ca și Dej, el criticase cu relativă vehemență politica internă și externă a Uniunii Sovietice. Dej s-a cutremurat, să fi fost oare pentru că și-a amintit de toți acei lideri est-europeni care au fost eliminați, într-un fel sau altul, de către PGU în ultimii 20 de ani? La alegerile din Marea Adunare Națională din 12 martie 1965, Dej arăta viguros și plin de viață. O săptămână mai târziu, el a murit de o formă de cancer galopant. Asasinat de Moscova, mi-a strecurat în ureche Nicolae Ceaușescu câteva luni mai târziu, chiar mi-a ordonat să procur detectoare de radiații din Occident și să le instalez în birou și locuința lui. Teama pe care am citit-o pe față m-a convins că nu glumea. Iradiat de PGU, mi-a explicat Ceaușescu. S-a stabilit la autopsie. Ca o ironie a sorții, câțiva ani mai târziu, PGU i-a instruit pe colegii săi români asupra utilizării radierii radioactive pentru a genera forme galopante de cancer unor emigranți români din Occident, care desfășurau intensă activitate anticomunistă. Faptul că Gheorghiu Dej a fost iradiat la Moscova în iunie 1963 a fost confirmat și de un fost ofițer de securitate care a ținut să-și păstreze anonimatul. Argumentul este stupefiant, și anume că 3 din cei 4 ofițeri care asigurau garda personală lui Dej au murit tot de cancer. Singurul rămas în viață a fost memorialistul, care în acea misiune la Moscova primise sarcini de protecție doar în exteriorul clădirilor pe unde trecuse Dej.